Maria, astăzi ne face poftă Luca. Da, deci avem aici o discuție despre cum să mâncăm sănătos. Da, nu găsim niciun fel de soluție, adică să mâncăm sănătos, dar să ne și săturăm. Uite, azi trebuia să-l aducem pe Tudor Ionescu, Fly Project. Mănânci. Adevărul că poți să mănânci, nene, salată până te saturi. Deci eu mi s-a întâmplat, am mâncat salată până m-am săturat de salată, vezi, intonația limba română. Da, și eu am mâncat salată când eram mic. Da. Și am niște coaste afumate de la nașul. Așa, și mă gândeam cum să fac cu coastele, dar Ion a zis, nu, că sunt prea grele, hai ceva mai ușor. Adevărul e, coastele le-aș păstra. Ele nu sunt vidate, nu? Da, sunt la conșa. Nu faci un peștic? M-a întrebat ea. Un peștic? Un peștic să fac. Eu nu mă dau un vânt după peștic, pentru că are oase și nu suport. De aceea s-a inventat somonul. Da, să știi că și somonul are oase, dar am pensetă pentru păi da, știi? Evident. Da. Fileul de somon. Ți-ai luat pensetă de aia specială? Da. Eu uiteam pe internet, pe Facebook, zice că o să avem o rețetă delicioasă, poke bowl hawaiian. Ce poke? Să vedeți ce s-a întâmplat. Luca face astăzi culinariu, îl mănânci pe poke? Seamănă cu poke al tău, se scrie la fel. Da. Am întâlnit această nouă tendință în panoplia culinară a Europei. Se deschid... Avem și noi, ce e ăla? Că nu înțeleg. E un fel de salată, nu? Poke bowl-uri. E un fel de salată pe bază, adică pe bază, cu pește în mod tradițional în Hawaii. În Hawaii. Așa. E un bol cu orez. Da. Și cu pește. Deci la ei, în mod obișnuit, se face cu ton. Dar noi nu prea avem ton. Găsim și noi ton. E scump. La conservă. La conservă nu e bun. Ne și la telefon ton, găsim ton. Ton, da, tip carne, file. Adică crud. Crud. Găsim la supermarket, găsim și congelat. E foarte bună la congelat. Să știi că eu primeam în armată orez cu macrou, adesea crud, și nu era nici curățat de cele mai multe ori. Deci, serios, adesea crud. Adesea crud. Dar în armată se gătea în felul următor când venea pește. Peștele oceanic venea blocuri de gheață. El era înghețat în niște cutii mari de conserve, așa, știi? Și se deschidea cutia de conserve și blocul de gheață respectiv se arunca în oală. Dacă fierbea bine, dacă nu, asta e. Până la ora respectivă trebuia servit. Și primeai orezul, de obicei era făcut, gen balast, așa îi se spunea. Așa se dădea un polonic de la dăbala și alături peștele. Uneori era făcut, alteori nu era făcut, niciodată nu era curățat. Ți-l curățai tu în farfurie de tot ce trebuie el curățat, inclusiv de solzi. Te rog. Asta aduce cumva pokeball-ul ăsta a sushi reinterpretat. Desfăcut. Desfăcut. Da. E așadar cu pește crud. Deci cum e? Zi. Ton sau somon. Da, tomon sau son. Dar nu e mai la îndemână somonul, e și mai ieftin. Da. Deci ne ducem la magazin și cumpărăm un de somon. O bucată de somon crud, de vreo 300 de grame, să zicem, da? Da. Crud. Da. Sau ton, repet. Pe care îl tem... unul din ele. Pot, vreau să mănânc. Da, deci nu mai pot. Cubulețe de 2 cm, tai așa. Tai pielea pe dedesubt frumos, scoți oasele. Evident, cu pânzeta. Nu, mă, cine ai. La cele mai multe supermarketuri îl găsești gata, fără oase, fără piele, fără tot. Așa. Îl tai cubulețe de 2 cm, îl pui într-un bol și se face o marinadă, domnule. Da. Care se face din sos de soia, 2 linguri la cantitatea asta de pește, 2 lingurițe de ulei de susan, care e foarte aromat, da, și vă recomand să găsește la sticluțe mici, nu-i rău să avem în casă. Da. Și 2 cepe verzi tăiate mărunt. Da. Se amestecă într-un bol. Așa. Și se pun bucățile de pește la marinat. Într-o oră e gata. Okay. Poți să-l ții și mai mult, dar nu prea are sens. Adică o oră e sufism. Să nu vă fie frică dacă cumpărați dintr-o sursă de încredere, adică unde a fost păstrat în condiții optime somonul, la orice supermarket în speță, da. Nu vă fie frică de pește crud, că nu e ca la alți pești. Și somonul nu dă... Nu dă, da. Și la întrebarea, și cum știm că este o sursă de încredere, răspunsul este o să afli. Nu, mă, în sensul că dacă trebuie să fie păstrat la temperatură optimă, atâta tot. Am înțeles. Dar se strică foarte greu. Somonul e un pește foarte gras. Practic, e inalterabil. Vine fileul, nu prea ai ce să greșești de-al de-aia, se și mănâncă și în somon crud și n-ai auzit pe cineva că acum se mănâncă somon pe scară largă. Da, am pățit eu, dar o să-ți povestesc altă dată.
hai să zici. Am pățit eu. Gata, toată combinația. Nu contează. Gata, mai de încredere. Mai gata, l-a luat dintr-o sursă cu negru. Ai marinat peștele? Da. L-ai marinat. Bun. Și acum ce mai faci? Ia. Iei jumătate de avocado. Da. Îl tai felioanțe, țaca, 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 țaca. Așa? 4-5 căței de usturoi. Tăiați mărunți. Îi tragi foarte puțin la tigaie, să nu se maronească, că devin amari, știm, da? Așa? Jumătate de ceapă roșie tăiată solzișori, trasă foarte puțin la tigaie, da? Ap la o parte, și o linguriță de semințe de susan, pe care le prăjim, dacă nu le-am cumpărat deja prăjite, aha, tot la tigaie, ca pe orice semințe, tot să nu se ardă, dar totul se întâmplă foarte repede, da? E o rețetă bună de vară, da? Așa? Și acum, dacă ne e foame tare, facem cu orez, dacă nu, fără orez. Da. Și dacă ne e foame tare, tare, îl comandăm. Noi luăm varianta că ne e foarte mici foame. Da? Și fierbi orez. Cât 105, vrei tu? Cât vrei tu. Pui într-un bol, deasupra torni peștele ăsta cu tot cu sosul care se duce fain în orez. Și chem pisica. Și pe urmă decorezi cu ceapă, cu usturoiul ăsta și cu avocado. Da. Ok. Poți de ceapă verde tocate sau chives. E multă ceapă, observ. E forță ceapă. Da. Hawaiinii sunt fierți pe ceapă. Și îți dai seama cum era să-mi travaiul 41 din Hawaii? Dimineața. Ce acum, iar ai mâncat pokeball aseară. Da. Dacă vrei, poți să mai faci și un sos de maioneză picantă. Aha. Dacă vrei totuși să ieși niște calorii frumoase în rețeta asta, și îl pui de asemenea în combinație. Asta e plecarea. Și de aici am văzut, repet, că se deschid prin Europa, sunt în creștere astea pokebolurile, unde bănuiesc că nu servesc numai asta, cred că sunt fel de fel de... La noi se mai poate pune leu stean, borș. Pui cu... Da. Mulțumim. O să te joci. Poftă mare. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.